fiecare an, mai ales în sezonul estival, mulți copii își pierd viața din cauza NEC-ului. În scopul evitării unor tragedii, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului lansează campania Siguranța Copiilor în Apă, cu sfaturi care, puse în practică, pot preveni astfel de accidente. Potrivit reprezentanților ANPC, durează câteva secunde să te neci în apropierea întinderilor de apă, stați tot timpul cu ochii pe copii și pe notătorii neexperimentați și nu-i lăsați să se îndepărteze de dumneavoastră pentru a evita accidente grave. Atunci când cumpărați și utilizați și alte echipamente gonflabile menite să-i ajute pe copii să continue să plutească pe apă, verificați dacă supapele se închid automat și cusăturile sunt suficient de puternice astfel încât aerul să nu iasă. Asigurați-vă că împingeți supapa în interior după umflare. De asemenea, briza sau curenții îi pot îndepărta de țărm pe notători. Fiți mereu cu ochii pe copii și nu vă îndepărtați de ei chiar și în cazul în care aceștia utilizează accesorii pentru not și cu sistem de flotabilitate. Campania a fost lansată de către Comisia Europeană împreună cu Health Canada, Departamentul pentru Sănătate din Canada.